Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, fost prim-ministru al țării noastre, domnul Ion Chicu. Domnule premier, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Domnul premier, haideți despre politică să vorbim, vă rog, puțin mai la vale, pentru că aș vrea să începem emisiunea cu pe o notă super optimistă. A venit un comunicat de presă de la autoritățile statului. Suntem anunțați că încasările la bugetul public național administrate de fisc au constituit aproape 30 de miliarde de lei în primele 5 luni ale acestui an, ceea ce denotă o creștere de 2,7 miliarde sau aproape 11% în raport cu perioada similară a anului trecut. Și un piculeț așa, detalii. Așadar, în bugetul de stat 5 luni, 11,6 miliarde, adică cu 450 de milioane mai mult. Bugetele locale, 31,1 miliarde, adică cu aproape 377 de milioane mai mult, 14%. La bugetul asigurărilor sociale, 1,5 miliarde mai mult, în total au venit 10. Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-au acumulat 3,3 miliarde, adică 437 de milioane mai mult în comparație cu perioada similară a anului trecut. Domnul premier, haideți să-i dăm cezarul ceea ce cezarul și să apreciați la justă valoare meritele economice ale guvernării în baza acestor cifre. Într-adevăr, cifre care, dacă te uiți la prima vedere, par a fi optimiste, numai că dacă faceți o analiză a dinamicii evoluției încasărilor la bugetul public național și dacă vă referiți anume la cele colectate de fisc, adică încasările la bugetul de stat, la asigurări sociale, bugetul asigurării sociale de stat și fondul de asigurări medicină, dacă o să faceți analiza în dinamica anilor, vedeți că o scădere, o creștere mai mică de 7-8-10% nu este. Adică asta e ceva normal. Faptul că anul trecut și noi de fiecare dată spuneam că e imposibil să ai inflație 30%, iar încăsările la vamă, practic, să fie la nivel de plus 1-2%. Da? Deci, asta este o creștere care cumva trebuie să reflecte și situația economiei, dar atrag atenție încă o dată. Deci, fiscul raportează încăsările de care răspunde acest serviciu, adică de încăsările la bugetul de stat, de încăsările la BAS, la FAOM și în bugetele locale. Iar ultimele trei bugete, baza de referință este salariul. Deci faptul că a crescut valoarea de referință, faptul că și-au pus salarii de 75.000 de lei și tot așa mai departe, în final, înseamnă și o creștere a încăsărilor. Numai că economia sau bugetul care este bazat doar pe majorarea 3, cu 4, cu 10% a salariilor în sectorul bugetar, el nu poate fi durabil, pentru că dacă ne uităm ce se întâmplă în economie, că asta e baza fiscală în general a țării, situație cu totul alta. Biroul Național de Statistică, iată, acum deschideți și vedeți care este evoluția comerțului extern. Export, import în primele trei luni anului 2024. Raportat la primele trei luni anului 2023. Eu vreau să vă spun că martie 24 față de martie 23, exporturile au căzut cu aproape 17%. Perioada, primul trimestru, ianuarie-martie 24 față de ianuarie-martie 23, exporturile au scăzut cu 14%. Au scăzut și importurile, care tot foarte mult înseamnă pentru o economie. Da? Deci, asta e baza fiscală a unui stat. Nu ceea ce plătim noi la miniștri, ceea ce plătim noi sectorul bugetar. Asta lucru trebuie de înțeles. De ce se întâmplă situația asta în economie? Probabil că nu trece săptămână să ne auzim cu un investitor de ăsta mai răsărit, cum zicem noi, să nu plece. Da? Iată, de exemplu, săptămâna trecută am aflat că Fujikura închide și a doua fabrică. Da? Deci Vulcănești au închis și unde mai închise acolo. Deci 3.000 de locuri de muncă. 3.000 de locuri de muncă dintr-o lovitură au plecat. Fabrica la Căușeni cu 450 de locuri de muncă, da? Iată, încercați 3.000 de locuri de muncă, înmulțiți cu un salariu de 8.000 de lei, să zicem așa, mediu cât le plătesc acolo, și calculați, de exemplu, cât
varsă, ei numai la un buget din astea patru care le-am menționat, la bugetul asigurărilor sociale de stat. Și o să vedeți că practic au plecat numai prin aceste anunțuri întreprinderi care asigură pensia a minimum 2000 de pensionari în Republica Moldova. A minimum 2000. Deci despre asta noi vorbim. Iar de ce pleacă investitorii? Aici e alt subiect, cum s-ar spune, da? Pentru că la noi autoritățile consideră că investitorii străini sunt tot așa de dependenți de ei ca și cei locali, da? Iată, nu știu, se cunoaște sau nu se cunoaște despre problemele pe care le are alt investitor străin în Republica Moldova sub imoto de la Orhei. Știți, iată, când mergi pe centura Orheiului, pe dreapta este o fabrică, așa. Deci acolo sunt investiții de 40 de milioane de euro, făcută de compania Sumimoto. Iată, telespectatorii pot să facă așa o search pe Google să vadă ce înseamnă Sumimoto. Cifra de vânzări a corporației asta Sumimoto este undeva, cred că, bugetul țării noastre, dacă nu de 15, precis cât de 10 ani, dar poate chiar și mai mult. Știți ce probleme au ei cu Republica Moldova? Iată, la noi este un Consiliu a Concurenței, se numește, organul ăsta renumit, care trebuie să aibă grijă să nu fie înțelegeri de cartel, ca benzinările să nu fie ce pun același preț, cum era înainte. Da? I-au aplicat o amendă de 14 milioane de euro. Pentru? Pentru că chipurile au beneficiat de ajutor de stat și încă nici nu de la guvern, dar de la primăria municipiului Orhei. 14 milioane de euro i-au aplicat o amendă. Și apropo, mâine la judecătoria Chișinău se examinează contestarea depusă de această companie. Deci, înțelegeți, o companie, o corporație internațională cu cifră de vânzări anuală care e mai mare de 15 ori, dacă nu mai mult chiar, decât bugetul statului, este tratată în așa mod. Și apropo, din surse cunoaștem că CNA examinează încercarea de a istorca bani din conducerea acestei întreprinderi de către reprezentanții acestei instituții. Chiar vreau să văd cum o să investighez acest lucru. Ne dați suma X și noi închidem ochii la aceasta. Deci, evident că investitorii străini, când văd asemenea comportament, asta pe lângă problemele care le avem noi în regiune, cu război, cu exod, cu nu știu ce acolo, ei ce fac? Ei se duc în altă parte, pentru că în altă parte îi așteaptă. De aceea ne bucurăm pentru încăsările crescânde, da? Deci, dar noi trebuie să ne uităm în profunzime la aceste cifre. Ceea ce raportează fiscul, asta sunt încasări a unor impozite, baza de calcul a cărora este salariul. Salariul l-au majorat la 1 ianuarie pentru sectorul bugetar, respectiv baza de calcul, iată, 24 aplicate pentru fondul social, 9 aplicate pentru medicină și respectiv 12 pentru impozite personale fizice care merge la bugetele locale. Deci asta cumva dictează evoluția acestor cifre. Uitați-vă la vamă, că acolo vamă doar numai la bugetul de stat varsă încăsări, da, venituri. Deci acolo creșterea e 6%, 5%, ceva de genul ăsta, poate chiar mai puțin. De apropo, din curiozitate, dacă poate aveți o cifră aproximativă, iată, nu, tot timpul ne spune așa o expresie. Miniștri, deputații, președintele, consilierii, de tot felul, de jos în sus, voi trăiți pe seama noastră. Noi asta la modul practic nu o simțim. Dacă doar nu vine la mine acasă și spune Gonța, iată, luna asta, noi de la tine trebuie să luăm 1000 de lei pentru că să-i plătim mai sandu salariu. Cât din bugetul național al țării se alocă pentru întreținerea acestui aparat masiv? De la consilieri sătești până la șeful statului, șoferi, secretari, vice la vice, vice lui și tot așa mai departe. Eu înțeleg, poate e prea complicat de găsit o cifră ușoară, de spus lejer, dar... Nu, în general trebuie să aducem una din cifre. Deci, cheltuielile statului, în general, toate cheltuielile care le avem la parte de cheltuielile bugetului public național, 32-33% din produsul intern brut, cam așa este. Mai departe merge care sunt cheltuielile de personal. Ele sunt diferite, în principiu, tot general. Când 15, când 17% din toată cifra asta. Eu acum nu pot să vă spun cât pe categoriile respective, pentru că au evoluat foarte mult salariile pentru categoriile date. Cât face creșterea salariului miniștrilor, de exemplu? Era la 13, acum e la 75.000. Cât fac doar sporurile astea peste spor care le au ei? Da? Iată, noi avem, de exemplu, spor pentru angajații statului care îndeplinesc
prioritățile președintelui țării. Iată, vă imaginați ce modificare au făcut ei în legea 270, că acolo este spor dacă oamenii din executiv, din agenții, îndeplinesc prioritățile președintelui. Deși toată lumea știe că președintele la noi n-are competență să facă politici, să-i dă indicații, da? 40% și tot așa mai departe. Deci, eu nu sigur că este și o statistică acum, deci eu nu pot să vă aduc cifra exactă cât merge pentru asta. Dar noi vedem în fiecare zi, de exemplu, chiar ieri, secretar de stat la Ministerul Finanțelor. Venituri, salarii din, și apropo, numai de la locul din, deci la activitatea instituțiilor statului sau întreprinderile statului, 1.300.000, da? Deci lucrează în vreo 7-8 consilii de administrare, în afară de faptul că ea conduce ministerul în general. Deci un vicerector la Universitatea Tehnică, 3 milioane și ceva, lucrează în 13 locuri suplimentar la cel la care e de bază, din care 8 sau 7 ceva de genul sunt tot la stat, da? Deci asta despre ce vorbește? Asta vorbește despre faptul că partocrația asta care a venit acum cu pas, ea nu mai are limite, da? Deci cum să ai tu 7-8 consilii, inclusiv Moldova Gaz, inclusiv alte instituții de astea și 1.300.000, da? Deci aici e mare diferență. Deci noi nu trebuie să spunem că salarii mari pentru toți funcționare, da? Ca să ne, că stă domnul Gheorghe și zice cât îmi e statul, că ați adus exemplu 1.000 sau asta, pentru că funcționarii își merită pâine, o bună parte care are 7, 8, 10 mii, da? Dar are 1.300.000 și lucrează în 9 locuri la stat. Dar instituțiile astea de stat, unde avem consiliu... De la, da, doar o secundă. Consiliul Concurenței, CNPF, toate agențiile, de astea de mult îți trecute de 100.000 de lei pe lună. Țineți minte câtă critică făcea pasul când era în la guvernare, pentru că ei au salarii exagerate. Acele salarii nici nu le poți compara cu ceea ce au acum. Scuzați că... Da. Dar, apropo, aceste instituții de companii de stat, cum aloc așa salarii dacă aproape toate sunt minus, cu excepția probabil în Moldova Gaz, dar și acolo pentru că statul nu are pachetul majoritar? Prin decizia Consiliului, pentru că se strânge Consiliul de Administrare, se face bugetul pentru anul viitor a întreprinderii, spune atâta dăm la Consiliul de Administrare. Sunteți de acord să luați, de exemplu, câte 20.000 de lei pe lună? Care se mai cobrează și nu? Care nu, dați și 50.000 în cape. Multelecom sau altele. Da? Ce așa se face? De ce e de ce? Important să fie la pas și să fie... Bun, deci articolul ăsta de cheltuieli e foarte important. Noi nu trebuie să zicem că nu trebuie să fie salarii mari în sectorul public, dar tot să facem comparații. Deci când, pe de o parte, avem multe categorii care nu pot supraviețui, iar doamna iese și zice, dar ce e mult 1.300.000? Nu e mult 1.300.000. Eu țin minte că lucra cu 6.000 și lucra 24 din 24. Și nu era atunci activist PAS. Am văzut că e tare mare activist PAS. Haideți altfel să încercăm. Iată... Eu am văzut ceva super optimist la domnul Dorin Recean, care a propus un plan de dezvoltare a țării în valoare de 123 de miliarde de lei, domnul premier. 123 de miliarde? Astea sunt vreo, nu știu, două bugete de ale noastre? E bine când e optimist prim-ministru, înțeleg că e vorba de planul acela de dezvoltare, ceva de genul ăsta, aprobat. Nu este nicio cifră acolo relevantă, pentru că indicatorii macroeconomici, după cum am spus, arată o dinamică negativă. Ce s-a întâmplat în primele 3 luni a anului 2024 ca să cadă exportul cu aproape 17%? În raport cu 2023, care la rândul lui, exportul în 2023, a căzut față de 22 tot cu vreo 5-6%. Ce s-a întâmplat în perioada respectivă, când peste tot, în jur, cresc indicatorii respective? Ce se întâmplă în țara asta că pleacă așa investitori? Dumneavoastră înțelegeți că ăștia sunt practic foarte, foarte puțini investitori în industrie, că ăștia sunt companii industriale, da? Care lucrează pentru sectorul ăsta automotiv. Da? De ce se întâmplă că ei pleacă dacă la noi totul e așa de bine? Justiția e perfectă, deci condițiile de activitate sunt foarte bune, predictibile. Ce se întâmplă? Înțelegeți că fiecare, deținând monopolul în presă și tot așa mai departe, poate să iasă în fiecare seară să deseneze cifre și mai departe să nu răspundă pentru ele. Asta e simplu de făcut. A arătat în baza la ce o să aducă banii ăștia. El a vrut, de exemplu, să arate care e dinamica intrărilor financiare în Republica Moldova, chiar și pentru bugetul de stat.
El a avut curajul să zică că anul acesta intrările sunt negative, inclusiv pentru bugetul de stat de pe exterior. N-a avut. De ce înseamnă intrări financiare negative? Finanțarea netă se numește. Ceea ce am întors comparat cu ceea ce am luat. Păi iată, e negativ deja. Nici bani nu le mai dau. Pentru că oamenii de acolo înțeleg cândva o să fie întrebați. Dar cum ați dat voi banii ăștia dacă permanent fură? Noi am făcut adresare inclusiv la Curtea de Apel a Uniunii Europene. Oficial adresare am făcut în privința cheltuirii banilor, de exemplu, pe reforma justiției. Pentru că acolo sunt bani enormi. Milioane, zeci de milioane alocate de Uniunea Europeană. Credeți că scrisorica aceea nu a ajuns deja prin toate instanțele? Credeți că scrisorica aceea nu o să ajungă la Covișe? Sau la alții? Deci ei încep a înțelege ce se întâmplă aici. Noi astea vedeți că practic, iarăși, noi, poate zic ca zi, dar noi săptămână să nu primească câte un raport de ăsta pipărat deja de la parteneri. Freedom House, Amnesty International, dacă astăzi a venit de la asociația asta judecătorilor, da, pe atacurile în justiție. Și cred băieții ăștia că ei sunt așa de tare aici că nu-i vede nimeni. Ei ce cred că dacă falsifică datele Interpolului și schimbă notițele astea roșu, cum se numește acolo, nu o să vină peste ei. Ce cred ei? Asta de la poliția asta, prostul ăsta care a făcut lucrul ăsta, crede că Receana să-l apere pe dânsul? Deci lucrurile astea nu poate să continue permanent. Cât n-ar fi război, cât n-ar fi absolut strategică importanța Moldovei pentru Occident, nu poate să dureze asta mult, asta ei trebuie să înțeleagă. Ei trebuie să înțeleagă, de exemplu, că prin frică pe moldoveni mult timp nu se conduce. Dar acum e o frică quasi totală în Republica Moldova. Încearcă să vorbești cu un învățător, încearcă să vorbești cu un medic, de funcționari nici nu mai vorbesc, asta e categoric, nu... Toți suntem. Domnul Chicu, noi să ținem, noi să facem. Dar vă rog că mă dă afară. Copilul are credit. Eu am nu știu ce acolo. Mă dă afară ăștia. Dacă nu mă află că ți-am pus un like sau ceva. Înțelegeți? Dar în atmosfera asta e paradoxal. Asta e, mă iertați, idiotism să crezi că așa model în Republica Moldova poate să continue, să fie unul durabil. Deci asta e. Dacă să revenim la economie, da. Domnul Dumitru Alaiba, ministrul al economiei, a fost el la o emisiune de la TVR și nu știu de ce, dar a avut așa un moment de... A mai încuiat două ștampile și zici că fac reformă? Nu, a avut un moment de sinceritate. Citesc de pe ziua.md. La 3 ani de guvernare PAS, economia Moldovei continuă să fie bolnavă. O spune chiar ministrul economiei, care este tot mai pesimist în previziunile de lecuire a economiei, proces care, zice domnul Alaiba, ar putea dura și până după anul 2030. Importurile depășesc exporturile de peste 2 ori, din păcate, și asta e, probabil, cea mai pe termen lung, o problemă pe care noi trebuie să o rezolvăm. Pentru că asta nu va fi rezolvat în 2-3 ani, nici măcar până în 2030. Economia noastră funcționează pe sens invers. Oamenii pleacă de la noi, produc în altă parte, lucrează în alte țări, trimit bani acasă. Banii rămân aici pe vreo lună sau două. Aceștia alimentează importurile, sunt plătiți pe bunuri aduse din China, India, Turcia. Și banii pleacă din țară. Economia noastră este bolnavă și ca să o lecuim nu va dura un an, deci doi, pentru că asta înseamnă un efort titanic, pas cu pas, industrie cu industrie, fabrică cu fabrică și așa mai departe, în care să mai înclinăm puțin, gradual, această balanță comercială care este dezastruoasă. Cam sincer, ministrul nostru, ce e de făcut? Nu cu sinceritatea sa, dar... Deci este clar că dumnealui de înțeles, băieți, un mandat n-a fost suficient pentru ce avem, mai trebuie cel puțin un mandat sau chiar două. Haideți să revenim la exemplu care l-am adus cu investitorii ăștia industriali care pleacă. Iată Fujikura, care, știți, care era activitatea lor? Făceau cablurile astea pentru industria automotiv, cum zicem noi. Da. Deci, practic, este o producere, nu pot să-i zic primitivă, dar nu prea avansată. Da? Deci, noi, ca stat, acum ce am făcut? Am demonstrat unei întregi lumi și a investitorilor, în primul rând, că noi nu suntem țară pentru investiții. Ei au venit aici cu o rândunică, ca să înceapă, să vadă, e posibil măcar niște cabluri să le legăm acolo? Dacă o să fie posibil, înseamnă că poate le mai dăm ceva să facă, poate le mai dăm ceva să facă. Noi am ratat etapa asta, adică, cum zice el, pas cu pas, noi pasul ăsta l-am ratat, ne-am compromis. De ce? Vă explic de ce.
Primul semnal a fost cu Sumimoto. Ei în 2022, îmi pare că le-au aplicat amenda asta de 14 milioane de euro. Clar că acolo toată lumea află, da? În mai 2022, 18 mai 2022, vă amintiți, noi, țara a fost condusă 2 ani de Comisia Situației Excepționale. Deci Comisia Situației Excepționale ia decizia de a scuti de TVA exportul de ulei vegetal fără drept de deducere. Ce înseamnă asta în mod practic? Asta practic a expropriat banii de la această companie, da? Îi transoia lui ăștia care îi plac tare lui guvernării, da? Dar problema este că asta e unica companie care la moment are plasate pe piața internațională hârtii de valoare, să fie așa mai simplu, eurobonduri, cum spun. Respectiv, eurobondurile cele le dețin nu cineva din PAS, din gruparea lui Spână sau asta, dar dețin investitori americani, investitori europeni și tot așa mai departe. Și când au luat decizia asta, informația imediat a venit la ei prin e-mail sau prin alte canale. Și scrie că moldovenii au luat așa o decizie. Nici nu parlamentul, nici nu guvernul, dar o comisie, ce ca? Deci au luat o decizie să ne lipsească de vreo 200 de milioane de lei, ceva de genul ăsta, dacă mi-amintesc eu bine. Da? Fără drept de contestare, fără nimic, nu-i stare de război, nu-i nimic. Iarăși semnal, da? Și tot așa mai departe. Deci lucrurile astea când le faci, tu nu până în 2030 amâni restabilirea economiei, dar pe vieci o amâni. Deci noi o să trebuiască să treacă iar ani de zile, să îmblăm pe la expoziții, să arătăm cât e de atractivă investițional Republica Moldova, ca poate să mai amăgim pe cineva să vină iarăși să ne dea să legăm cabluri. Că nu ne dea altceva la început. Înțelegeți? Noi o etapă de asta am ratat-o deja. Cum de 3 ori a ratat, de exemplu, cum era valorul ăsta de integrare europeană. Că noi suntem campioni la a ratat toate oportunitățile astea. Exact așa am făcut economic acum. Și nu trebuie să vină el cu critici sinceri acolo sau nu știu ce mărturisiri critice. El era membru comisiei atunci. Era, de fapt, nu știu care era în fața lui, era un Ugaibu, cred că. Dar nu are importanță că el era președintele Comisiei Economiei, Buget și Finanțe. Lui a spus, precis i-au spus membrii comisiei, cei care are el în cabinet, ce înseamnă modificarea asta. Asta e catastrofă, asta alungi toți investitorii. Clar că ei nu s-au dus a două zi, că au nevoie de un an, doi să-și închidă afacerile, dar iată, ei pleacă. Repet, 3.000 de locuri de muncă, numai din Fugecura și astea de la Căușeni. 4.000 de locuri de muncă astea de la Orhiei, care îi estorchează subalternul ăsta de la Consiliul Concurenței, estorchează sute de mii de euro numai ca să-i închidă afacerea. Înțelegeți cum? Păi oamenii ăștia doar comunică. Ei vorbesc. Ce să stea el aici dacă el se duce la Brașov acolo? Că acolo deja este tot și deschide. Și asta e răspunsul la întrebarea noastră moldovenilor fiecare când ne-o dăm. De ce îți deschid numai barul și magazine? De atâta când a venit un producător, noi începem să aiurim. Înțelegeți cum? Iată despre ce vorbă. Deci eu remarc și eu salut sinceritatea domnului Alaiba, dar nu trebuie să dea pe alții, că asta e tot ce au făcut ei în toată perioada respectivă. Deja ce probleme au investitorii, agenții economici cu sistemul justiției care l-au blocat totalmente, nici nu mai vorbesc, pentru că toată lumea știe. Vorbim noi despre asta un piculeț, dar peste câteva clipe de publicitate. Vă rog, publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Astăzi, domnul premier, a avut loc ședința de guvern. Acum vă arăt dumneavoastră, dacă tot nu vreți să-i aplaudați. Așadar, Strategia Națională de Dezvoltare Economică 2030 a fost aprobată de guvernul țării noastre. Viziunea noastră, iarăși zice ministrul economiei, pentru dezvoltarea economică durabilă a Moldovei. Ne dorim o creștere economică accelerată, iar prin această strategie pe care azi v-am aprobat-o, ne propunem o creștere anuală a produsului intern brut de 8%. Felicitări, numai că temei, fundament pentru astea cifre, exact ceea ce am spus eu. Trebuie să fie export, trebuie să fie produce, trebuie să fie comerț extern, etc., etc. Faptul că au desenat și au mai dat câteva milioane de lei sau euro ca să le alcătuiască cineva strategia asta cu cifre, el e bun, dar în sine, ăsta e doar un plan. Deci planul trebuie de efectuat. Înțelegeți? Iată, iarăși, domn ministru economiei. Aprec luptător cu monopolurile. Eu nu l-am văzut să zică că se împotrivește instituirii monopolului fiscal pentru metal feros. Chiar voiam să vă întreb. Țineți minte monstru ceala, metal feros, care era prezent pe ecranele televizorului în fiecare seară, că acolo e așa, că acolo e așa, că acolo e așa, da?
În 2020, eu câteva întrevederi am avut cu domnul Mihalcu, inclusiv odată a venit cu toți acei din piață care voiau să lucreze, să a fost în cabinetul prim-ministru, să discute, să foarte, foarte mult s-a indignat domnul ambasador al Uniunii Europene că nu se liberalizează piața, deși deja la momentul acela dădusem o licență, inclusiv un domn Ieșan era acolo și tot așa mai departe. Deci atunci a fost o presiune enormă pentru a scoate monopolul și a permite să fie piață liberă. Câți ani au trecut de atunci ca ei practic instaurează înapoi monopolul? Bine, acum zic că e monopol fiscal, dar asta înseamnă că îi creează condiții avantajoase, deci mai favorabile pentru întreprinderea asta de stat în raport cu alții. Ceilalți o să moară. Asta este. Plus la toate, e clar că acest monopol o să ducă numai la, iarăși, schemele care erau prezente atunci și la diminuarea prețului de achiziție la cei care livrează metalul. Deci cum acest semnal, cum asta contribuie la ceea ce au scris ei la strategie? Cum contribuie la îndeplinirea strategiei ceea ce fac în domeniul achizițiilor publice? Apropo, cu la achiziții publice, tot domnul Laibă își pusese oamenii lui acolo. Nu știu, poate eu mai schimbat sau nu, da? Deci, iată, de exemplu, avem noi o companie așa de stat, renumită, secretă, se numește STISC, ceva, centrul ăsta de tehnologie informaționale, care deci ea face achiziții de echipamente. Și apropo, iată, eu dacă pot folosi această oportunitate, să mă adresez la doamna președinte Maia Sandu. Doamna președinte, țineți minte, eu eram prim-ministru și dumneavoastră remiteți câteodată informații despre unele scheme corupționale și eu le verificam și vă răspundeam, inclusiv ceva la țigări la căușeni și tot așa mai departe. Eu pot să vă rog dumneavoastră o favoare. Verificați, vă rog, achizițiile care le face STISC-ul, care le fac instituțiile astea care chipurile au grijă de cyber security, ce fac ăștia cu sistemele de supraveghere la MAI și tot așa mai departe. Verificați achizițiile și încercați să vedeți câte prețuri deasupra sunt la achizițiile astea de sute de milioane de lei. Și dacă vă mai ajunge încă curaj, vedeți cine-i șef acolo, patronul la toate astea. Eu contez pe răspunsul dumneavoastră exact așa cum îl răspundeam eu în 2020. Deci, achiziții de zeci, de sute de milioane, evident le câștigă companiile respective. Iată, ajungem la aeroport, de exemplu. Iată cum e cu compania asta franceză, exact așa și pe dimensiune este dată. Face caietul de sarcini exact sub companie și sub doar un produs. Doar așa face. Evident că alții nu pot câștiga. Și sunt contestații la agenția respectivă. Este tot. Nimic nu funcționează, da? Deci, astea sunt tot elemente care, în principiu, condiționează dezvoltarea economică. Pentru că tu, dacă ne asiguri concurență liberă, dincolo de faptul că statul plătește trei prețuri pe ceva, pe servicii sau mărfuri, dar nu se dezvoltă economie. Pentru că tu, dacă ai introdus monopol, alții nu se mai vină să mai investească. Drumul Bumbăta-Leova, da? Leova-Bumbăta. Evident că acolo e trei prețuri în drumul acela. S-a ajuns la aceea că ăsta care e condamnabilul, ce spune? Procurorii nu trebuie să calculeze, îi lasă ocupi de loc, de corupție, dar nu se calculeze. Păi, tu ești clientul, domnule, tu ești clientul, da? Și domnul Grosu i-a luat apărarea. Păi, câți dintr-o gașcă, da? Deci, iarăși, fac abstracții de toate astea, dar toate momentele astea nicicum nu stimulează, nu încurajează investițiile, activitatea economică. Deci pleacă toți. În afară de forță de muncă, pleacă și investitorii, și ai noștri și străini. Vorbeam de unul cu un producător de biere din țară, da? Iată, fără ca să-i anunțe nimeni, ăștia schimbă legislația pe parcursul iernii și era vorba de o modificare în etichetă acolo, da? Deci, simplă modificare. Dar au făcut-o în momentul când companiile aveau pregătite pentru sezonul de vară practic toate etichetele astea, milioane de etichete, că ele fac iarna atunci când e posibil, e mai ieftin și am un momentul când să intre în sezon, nu mai corespund. Tot ce au făcut aruncă și fac altul. Înțelegeți cum? Deci astea sunt lucruri care nu nicicum nu ajută economia. Invers trebuie de schimbat toată treaba asta. Deja mai departe ai tunele de agricultori, în ce măsură ai noștri au avut posibilități să vândă producția la timp și tot așa mai departe, nu-i sens de vorbit. Deci e orice strategie costă ceva dacă sunt premize pentru a fi implementată. Nu sunt acum pentru că ei distrug corupție, lipsa justiției, lipsa oricăror garanții și iată aceste discriminări fiscale și tot așa mai departe. Vreau să împărtășesc optimismul domnului Alaiba pentru că ei foarte repede vor pleca și cineva va trebui să facă lucrul ăsta și tare ar fi bine când vin noi să găsim și noi bani în cont cum le-am lăsat lor, da? Să găsim
alte condiții, cât de cât, să găsesc prima casă, iată, slavă Domnului, am înțeles că și-au revenit la prima casă, după 3 ani au înțeles că ar fi bine să o facă. Pentru că până la urmă cineva i-a spus, băi, tu alte modalități de a reține tineri în țară, prin a-i lega, cum am zis noi, diglie, printr-o casă, printr-un apartament, n-ai. 3 ani le-a trecut ca să înțeleagă acest lucru. După ce l-au distrus în 2021, au ieșit cu prima casă plus X european și tot așa mai departe. Da? Deci, bine că măcar la final au. Dar mai porniți câteva asta. Eu sunt sigur că peste o lună o să iasă și o să zică că revigorăm proiectul Drumuri Bune plus în deal în vale. Da? Ceva de genul ăsta. Da? Deci, pentru că astea nu sunt descoperirea Americii sau inventarea bicicletei de Chicu sau alții care le-au implementat atunci. Astea sunt lucruri evidente, care clar că trebuie să le întreprinzi dacă tu vrei măcar ceva să faci ca să-l pui pe gânduri pe tânăr înainte de a pleca din țară. Ați pomenit despre aeroport. Eu chiar nu înțeleg ce se întâmplă acolo, pentru că s-a anunțat 3 licitații. Aici s-au dat 20 de zile, a zis că băieții, în 20 de zile trebuie să cineva să câștige. Dar este, e simplu, nu puteau să spună. Așa cum au făcut, de exemplu, cu șeful Centrului Național Anticorupție. Niciun fel de concurs, a zis că noi modificăm legislația și îl numim noi, pentru că așa vrem noi, pentru că noi suntem noi. Nu puteau să spună, noi dăm spațiile duty free companiei franceze. De ce acest jumătate de an... Serios, un grajd să vinde mai repede, domnul premier. Domnul Gunță, ăsta e activ al statului, activ public. Deci nu poate să vină Spânul, Chicu, Sandu sau Gunță și să zic că eu vreau să-l dau la ăsta. Pentru că așa noi să dăm tot. Da? Este lege. Da? Lege, achiziții publice, exemplu, sau în caz de față, este legea cu privire la întreprinderi de stat, unde e descris foarte clar cum se dă în locațiune activele date. Este lege. Și când este lege, trebuie să o respecti. Dacă nu-ți place, o schimbi. Că îi schimbă când le trebuie codul electoral în fiecare zi. Dacă nu-ți place, o schimbi. Noi am depus sesizare la Procuratura Anticorupție, indicând fiecare articol, fiecare liniuță cu încălcarea acestei legi. Nici până astăzi nu avem răspuns. Măcar să ne răspundă că nu, intentăm și stați liniștiți. Nici asta nu fac. Înțelegeți? Pentru că acolo, clar, obiectivul l-a promis doamna celor pe care i-a sedus și gata, aici nu poți face nimic. Dar lucrul ăsta tot nu poate să continui și asta, apropo, tot lovește în imaginea investițională al țării. Că au fost doar adresări sau cumva reacții de la alt investitor din Germania care zicea că nu prea a ajuns la noi așa informații ca să... Deci lucrurile astea tot nu. Iar faptul că Procuratura Anticorupție închide ochii la lucrurile astea și nici măcar nu se obosește să examineze ce dat, că nu-i primul caz. Noi am mai făcut sesizări pe deciziile Comisiei Situații Excepționale despre care am vorbit, da? Iată, am vorbit asta cu exportul și multe, care au adus prejudicii statului sau care au uzurpat puterea de stat. Nici o reacție. Păi, dar Procuratura Anticorupției, scuzați, nu ia mai Sandu, nu ia Departamentul de Stat, dar e întregului popor. Ei primesc salariul din impozitele care le plătesc oamenii. Mai depune în sesizare și pe această licitație la Procuratura Anticorupție sau nu are rost? Cu aeroportul? Da. Noi am depus de 2 luni aproape în urmă și niciun răspuns. Numai când am trimis-o în prima zi electronic, ne-a venit. Am recepționat, punct. Mai departe să ne informeze despre faptul că nu vor lansa, nu vor iniția nimic absolut. Am auzit din spațiu public săptămâna trecută că nu examinăm. Nu-i sens, da. Adică ce să... Da? Dar lucrurile este încă o dată. Nu pentru consum intern. Bine, noi ne-am deprins deja că... Da. Dar oamenii doar ved. Toate instituțiile astea, Greco, toate Freedom House, Amnesty și toți care scriu deja, ei doar asta ved? Mai sunt despre economie, dar toate așa de... dar este o soluție care vine de la doamna președinte Maia Sandu, care îndeamnă pe conaționalii stabiliți peste hotare să participe la evenimentele Diaspora Invest. Doamna zice că la întâlnirile cu diaspora, deseori tinerii o întreabă despre oportunitățile de investiții de acasă și despre instrumentele prin care statul susține mediul de afaceri, zice ea. Știu că mulți dintre ei au reușit să facă afaceri de succes în țările în care au plecat, au acumulat experiențe valoroase și ne dorim să-i revedem acasă cât mai curând, zice șefa statului. Ajutorul vine de la Diaspora Invest? Eu chiar vreau să fiu solidar aici cu doamna președinte și cu toți acei care fac apeluri către conaționalii noștri să vină acasă, să investească. Bineînțeles, cu rezerva că
dacă ei vor da curs acestei invitații, acestui îndemn, instituțiile statului se vor strădui să-i ajute, dar nu să, eu știu, pună bieți în roate, cum s-a întâmplat în acești 3 ani, ori nu am văzut feedback, cum zicem noi în română, pozitiv din partea diasporei la asemenea apeluri. Cei care au venit în linie mare au urs, pentru că nu s-a făcut nimic pentru ca să-i susțină. Vă amintiți de cea renumită lege lansată câteva zile înainte de alegerile parcă parlamentare din iulie 2021? Concetățenii noștri care vin acasă pot să-și aducă un covor, o mașină. Da, avuție, mașina și ce mai este, fără ca să plătească taxe. Nimeni n-a reușit. Nimeni n-a reușit. Măcar mașina și-o aduc. Nu funcționează. Înțelegeți? Nu funcționează, pentru că una să vorbești de creștere 8% anuală și una să faci. Înțelegeți? Tu nu poți să aștepți creștere economică în Republica Moldova, care în mod normal deja ar trebui să fie bazată pe IT, pe R&D, cum zicem noi, toate astea știință, cercetare și dezvoltare, da, inginerie și tot așa mai departe. Tu nu poți face lucrul ăsta dacă tu schimbi programul școlar și scoți fizica din, de exemplu, fizica, da? O scos din lista obiect disciplinelor obligatorii. Cum tu ai să fii țară care poți să atragi produceri de astea cu valoare adăugată dacă tu ești întunecat popor și te întunecă guvernul, că nu e obligat. Clar că nu-mi place să învăț fizică, dar cine să-ți deservească elementar tehnică? Cine o să dezvolte ceva, o producere acolo, dacă tu fizica nu dai la copiii de clasa 6-7? Clar că în clasa 6 numai fizică nu vrei. Cum o să fie asta? În 45-50, buniei noștri vindeau ultimul porc. Înțelegi că să învețe copilul la tehnicum. Să învețe fizică și asta. Amu, când stai cu 3 televizoare în casă, cu 2 mașini, băi, nu-și permite statul să învețe fizică, înțelegi? Păi cum ai să... Mă iertați că am emoții, dar asta chiar, iată, vorbeam de unul, cu învățător de fizică, eu nu sunt așa deștept, dar el îmi spunea lucrurile astea. Uh-huh. Domn Chicu, noi strângem lumina la propriu în țara asta. Obligatoriu trebuie să fie fizică, chimie, altfel crește. Și asta iarăși are efect economic. Tot are efect economic. Tot asta se vede. Deci un investitor când ia decizia de a veni, inclusiv verifică și nivelul de studii, nivelul de educație. Asta toate se fac. Dacă noi suntem buni numai de pus teracotă și de aruncat cu lopata, înseamnă că asta ne-i soartă. Dar eu cred că nu chiar asta. Nu mai vorbesc deja de toate deciziile astea, iarăși, de unul, am fost la Briceni, era un profesor tânăr de la colegii ăla, de la Lipcani, îmi pare că Vasile Alexandrii se numește. Închis. Chipurile comasat cu bălți, dar închis. Deci e extremitatea de nord a țării, școala ce e pedagogică, ea e, încă îmi pare că e după război acolo, dacă nu mai înainte, da? Deci oare nu-i posibil în polul cel la nord a țării, să zic așa, să menții o instituție de asta unde se învețe toți copiii din... Nu trebuie să ducă la Bălți la 130 sau câți kilometri acolo. Asta ce economii fac pe asta? Asta e întreținerea instituției. Ce asta e salariul lui Alaiba și Recean pe lună? Mai mult nu-i. Înțelegeți cum? Iată priorități. Iată... Ce, din păcate, asta tot afectează economia și pe urmă e tare complicat de restaurat, de revenit la aceste lucruri. Că vă întrebam despre diaspora, da, e adevărat sau nu e adevărat faptul că se atestă totuși o scădere a remitenților în ultimele luni? E adevărat, luați chiar și 23 față de 22, o scădere semnificativă. Eu n-am cifra pe ultimele 2 luni, uh-huh. Dar e adevărat, remitențele în 2023 sunt mai mici ca în 2022, asta cu siguranță. Și cel mai probabil e un trend, 2024 mai mic ca 2023. Da, și asta despre ce vorbește? Vorbește despre faptul că pe fonul creșterii esențiale a prețurilor aici, uh-huh. Adică a necesității de acești bani, dacă au scăzut remitențele, înseamnă că destinatarii sunt mai puțini. Sunt destinatari mai puțini. Dacă înainte pleca numai soțul sau soție, acum practic își iau pe tot, și rude și tot. Asta e... E adevărat, din păcate. Și pe fonul, iată, scăderii remitenților, scăderii importului, că am adus cifra, minus 5,3 sau 5,7, în primul trimestru 24 față de 23, au scăzut și importurile. Dar cel mai grav, că au scăzut exporturile. Asta înseamnă că valută pentru export și valută de la remitenții e mai mică. Da? Deci, ulterior, asta o să fie presiune și pe valuta națională. Este trezește într-o zi, când n-a să fie 18 sau 20, dar o să fie 40, pentru că
iarăși pe fonul scăderii întrerilor valutare, pentru că creditele s-au cam terminat, granturile probabil că tot. Dar aici, iarăși, să nu cumva umbresc optimismul domnului Alaiba, chem cetățenii să nu se panicheze până când. Până, nu reușesc ei până atunci să facă tot rău. Haideți să schimbăm temele. Vă rog. Dați-mi ceva să-i critic, nu îmi dați-i laud. Iată, haideți să o laudăm pe cei de la Procuratura Anticorupție. Aflăm de la ei că 20 de criminali din întreaga lume, anunțați de către Interpol în căutare internațională, au reușit să șteargă numele din lista respectivă datorită unei scheme de corupție creată cu implicarea unor băieți de la noi, din instituțiile de stat, oameni trecuți prin filtre, angajați pentru meritocrații. Este vorba despre șeful Inspectoratului General pentru Migrație a Ministerului de Interne, șeful biroului Interpol de la Chișinău, un fost ministru al justiției și un avocat. Deocamdată cam astea sunt numele vehiculate. Este adevărat, s-a exagerat de ieri până astăzi importanța procuratorii noastre, că ea ar fi descoperit toată schema asta, pur și simplu ai noștri tot dimineața s-au trezit cu cei din Franța la ușă, zic că bună dimineața, iată niște documente, noi am venit după voi. S'il vous plaît. S'il vous plaît, da, chiar. Da. cam proastă faimă, doamne. Vă spărați, Procuratura Anticorupție este preocupată acum numai de găsirea oficiului, punct. Mai mult. Ce are Procuratura Anticorupție cu asta? Ce nu se știe în Chișinău, cu ce se ocupă ăștia din poliție din astăzi? Ce se ocupă Spânul, ce se ocupă ceilalți, ce face Procuratura Anticorupție, aici se poate, aici nu se poate. Clar că asta nu e investigarea lor, e scris francezii, Marea Britanie, îmi pare că sunt implicați acolo, ceva din SUA, adică, foarte clar, a venit și a spus. Probabil că ăștia deja au reușit să treacă liniile roșii, chiar și pentru ăștia căutați care ați menționat dumneavoastră și de-a lor, da? Mm-hmm. Adică deja asta nu poți mai închis. Că dacă se mai putea de suportat, o lăsau până la alegeri, după alegeri, pentru că e prea mare lovitura, pentru că ăștia doi de la poliție sunt numiți de... Revienco, de cine sunt numiți acolo, da? Ăștia tot sunt curați, filtrați, tot așa mai departe. Dar asta iarăși e o pată pe Republica Moldova care nu poți să-ți imaginezi. Înțelegeți? Eu am intrat în bază de date, un minister sau o procuratură dintr-o țară scrie X, Cutăriescu acela, îl introduceți acolo. Și se găsește ăștia din Moldova. Doamne. Îngălbinim linia roșie, la și galben, înțelegi? Și gata. Doar chestia asta să află, să știi cum consideri, că poți prostească lumea întreagă. Dar referitor la sediu, eu nu înțeleg cine își bate joc. Veronica Drăgălin, e pas sau pas de Veronica Drăgălin. Pentru că ați văzut, într-o seară domnul Igor Grosu anunță, gata, am găsit sediu. Dimineața Veronica Drăgălin trimite comunicat de presă. Nu, noi nu știm nimic. După masă, guvernul anunță că, ba da, este sediu. Fostul sediu al Procuraturii Generale. Anterior, Veronica Mihailov, ministrul al Justiției, zicea că noi am găsit un sediu, dar el de ce este reparație vreo 2 ani. Îi propunem doamnei Drăgălin să-și arendeze în altă parte timp de 2 ani până facem reparație aici. Că asta e ocupația lor și chiar e rușine. Acum mă tem că dacă noi o să dezvoltăm subiectul ăsta, încă mai tare o să reducem atractivitatea investițională a țării. Pentru dumneavoastră mulți vă privești din străinătate. Zic că nebuniște la Procuratura Anticorupție de 3 ani caută oficiu și președintele și aceala și aceala. Și asta e subiect de discuție la televiziune importante. Poate să tăcem, să nu ne audă străini, că ne rușine, sincer vă spun. Atât. Nu se poate la așa nivel de tâmpene să ridici o activitate cotidiană a instituției. El n-are oficiu, înțelegi. Dar ce a făcut ea, măcar ceva, în 3 ani? Ce au făcut ei să arate că merită acest lucru? S-au ciondănit cu CNA-ul, s-au ciondănit cu Procuratura Generală, să mai ciondănesc cu Olesia Stamati, să mai împartă acolo. Pentru ce le trebuie oficiu? Ieșiți în piața Marea Adunării Naționale, lângă Maria Olare acolo, și ciondăniți-vă cât vă încape în voi, dar nu pe banii statului. A început totuși ceva. Cu 2 ani în urmă sau cu 3, fosta, sau Procuratura Generală, știți că aveau oficiu acolo pe Bănulescu Bodoni. Da. Deci tot nu încapeau, le-au dat tot... timpul lui Vladimir Plahotniuc. Da, deci atât toată clădirea asta frumoasă, au loc, am tot bine, Procuratura Generală are, da? Și acolo, în fosta clădire a Procuraturii Generale, apropo cu investiții din bugetul de stat enorme, ca să le facă condiții, au încăput ANI-ul,
instituție foarte importantă pentru statul nostru, da? Și agenția asta, cum spune, serviciul de contracărare a spălării banilor. Adică ei nici n-au reușit încă să se așeze bine acolo, cât au, 3-4 ani de când stau acolo, vin propunerea că pe ei se mute de acolo, că trebuie să vină Veronica. Păi noi suntem casă de nebun? Sau ce suntem noi? Ce fel de eficacitate, eficiență, randament tu vrei? Dacă tu, omul cel, el nici nu a intrat în birou, tu de mă-l scoți și-l duci în altă parte. Ai să-i scoți pe ăsta de la ANI și să-l scoți pe ăsta de la contracărarea spălării banilor, dar sunt instituții extrem de importante. În opinia mea, mai importante decât ce aici fac ăștia, cel puțin până acum. Și ce o să zic aceia pe urmă? Că noi nu lucrăm pentru că nu avem oficiu, domnule. Cum se contragareze o finanțare a terorismului sau ceva în țară? O să zic românul ăsta, că acolo avem român pus șef, tot așa ca și la sorosista de la BNM, exact așa, timp de 10 ore au dat cetățenie și l-au pus șef pe serviciul ăsta de contracărare a spălării bani. El așa și zic, dar cum se contracăreze eu dacă n-am oficiu? Nu mai zic că este de la NIE, ce o să zic, dar cum se verifică eu coruptibilitatea la 60.000 de funcționari publici, toți care sunt subiecția, dacă eu stau pe tabureci undeva la... Deci, înțelegeți cât e de ridicol tot acest lucru. Ca la urmă să zici, din cauza că noi n-am avut oficiu, iată, n-am mișcat deloc în, de exemplu, investigarea furtului miliardului, da? Pentru că asta a fost. Unde e miliardul? Era scris pe pieptul cel frumos, da? Unde e miliardul? Și apropo, iarăși, eu repet de fiecare dată, fiecare an, noi din bugetul de stat, pentru a acoperi unde e miliardul, dăm 700-800 de milioane din buget, ca să acoperim acea gaură, da? Ar ajunge de 3 oficii pentru doamna Drăgălin și restul echipei. Deci, din păcate, asta e ridicol. E ridicol și e absurd total când auzi în fiecare zi că e în oficiu. 800 de milioane pe an? Păi noi, ca guvern, în 2014, cu votul mai Sandu, Recean, Grosu și restul care au fost, guvernul a dat garanții de 14 miliarde de lei. Deci, pe întoarcerea acelei datorii, fiindcă datoria nu se întoarce, Procuratura anticorupție nu întoarce banii de la cei care au furat, guvernul e nevoit să plătească pe garanții. Că așa, când te duci, cum faci în fi de jesiune, când iau rudă, ia credit, și rudă, dacă nu întoarce creditul, ce faci? Se duce gonța, șchicul și achită datorie. Fix așa am guvernul, îi nevoit să achite pe acea garanție eliberat. Înțelegeți cum? De atâta că Procuratura anticorupție permanentă e reformă sau caută oficii. Iată, de ce? Dar atitudinea, iată, astăzi cazul, da? Procuratura anticorupție cere amânarea examinării instanța cazului fostului președinte acolo, pe o caz nici nu are importanță. Pentru că cei doi procurori sunt la exerciții militare, ceva la instrucțiuni. Adică comisariatul militar pe cei doi procurori a luat la unul din care Pripa este un procuror acolo universal la dânsul. El, de exemplu, și pe cazul adresării noastre în instanță, când domnul Recean a amenințat judecătorii, tot el e acolo. Da, iată pe cauzurile fostului președinte, tot el. Și acum vă imaginați acest om care n-al poți înlocui cu nimeni, e pe la Bulbaca, pe undeva, târâie cizmele. Înțelegeți cum? Înțelegeți la ce ridicol și absurd s-a ajuns în statul ăsta, inclusiv în domeniul justiției. Ceva s-a făcut, dar vă spun ce peste câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul premier, avem procuror general cu acte în regulă, câștigat un concurs. Este adevărat, doamna ministra Justiției a zis că acest procuror general nu prea a livrat rezultate cât a fost procuror interimar. Deci mi-a apare întrebarea a doua, către dumneavoastră. De ce a câștigat concursul dacă n-a livrat rezultate 2 ani de zile? Eu în aceeași zi am menționat că da, țara are procuror general și acesta este Alexandru Stoianoglu. Deci ei l-au sechestrat, l-au înlăturat absolut ilegal, deci abuziv. Și spun acest lucru pentru că trebuie să înțeleagă în sfârșit și pasul. Nu poate fi sistem de justiție eficient dacă nu este credibil. Credibil este atunci când el arată că este independent de guvernare. Ce independență are procurorul ăsta, pseudo-procurorul general nou ales față de guvernarea respectivă, dacă l-au ales din a 7-a încercare cu toate și pe fonul lipsei rezultatelor, că ei singuri recunosc. Ce credibilitate are el? Ce credibilitate are un procuror sau un judecător care îi numește acum, apropo, deja se vede judecători care au îndeplinit comenzile mai Sandu?
au trecut vetting, pre-vetting și nu știu așa mai departe. Ce credibilitate au judecătorii ăștia dacă ei au fost promovați de, cum o cheamă doamna aceea pe care a scris Drăgălin, Răducanu, da? Cu toate metehnele ei de la CEDO și la asta. Ce credibilitate au aceștia? Ce credibilitate are comisia respectivă dacă caută și amână de fiecare dată reevaluarea, reexaminarea celor trei judecători tineri care au fost inclusiv și la dumneavoastră, cred că Paniș, domnul Paniș, domnul Chiotoacă și domnul Sânduț. Da? Ce credibilitate are sistemul ăsta de justiție? Înțelegi? Da, tu poți acum să-l judeci, să spui, să emiți, dar astea nu țin. Pentru că nimeni nu crede guvernarea asta, că judecătorul care i-a dat ei câștig de cauză într-un dosar sau invers, ăsta care a emis o decizie care ei nu i-a plăcut, că a fost asemenea decizii, ce credibilitate are asta? Dar cine o supună la asemenea decizii? Nimeni nu o supună, înțelegeți? Deci, felicitări, ca unde, pentru că asta trebuia să bifieze îndeplinirea unui angajament, da, condiții pentru inițierea negocierilor, dar dacă nu era așa, asta o lungeau. Deci, și așa o făceau, pentru că ei nu sunt în stare un concurs, omenește să-l organizeze. Pentru că niciunul nu-l fac conform regulilor și criteriilor. Adică tot timpul o sumedenie de concursuri trucate, iată chiar și la nivel de conducători de întreprinderi, de tot ce dorești, nu mai... Iată tot îmi pare că vă sănați la emisiune, directorul unei școli sportive sau... Doamna, da. Da, exact așa. Adică concursul evident l-a câștigat, pe urmă îl cheamă și zice, nu, schimb acolo și schimb unul. Înțelegeți cum? Tot așa fac și la altele. Deci asta e... Vă îngrijorează sau noi exagerăm cei din presă când vorbim prea mult despre proiectul ăsta de lege sau completarea codului electoral cu trădarea de patrie, vom fi acuzați dacă în opinia nu știu cărei instituții de stat vom dezinforma și nu știu cine va decide că asta e dezinformare sau nu. De exemplu, dacă eu voi spune la emisiune, domnul premier, de ce credeți că Moldova are loc o depopulare. Eu pot să fiu acuzat de dezinformare? Eu nu pot fi acuzat de dezinformare. Și cine crede asta că e dezinformare? Cine decide asta? Da, modificare la codul penal, probabil, nu la electoral. Da. A, da, dacă tot mai despre alegeri vorbim... Da, da, cumva, da, ca să nu inducem colegii. Ce-o scuz? Colegii, eu nu sunt specialist în domeniu, dar atât colegii mei, domnul Mărgineanu și alt juriști, domnul Nagăcevski, s-au expus chiar pentru un spot de asta video referitor la aceste... Într-adevăr, acum legislația nu chiar clară la capitolul dat și poate fi interpretată. Dar ceea ce fac juriștii ăștia pasul este și mai grav. Da? Deci ei permit interpretarea foarte largă a conceptul de dezinformare în acest aspect și să o situezi tu sau să o plasezi sub conceptul ăsta de tratare de patrie, este tot pot niște oameni care suferă aici, n-ai ce face, nu are nicio perspectivă de realizare acest lucru, pentru că dacă vom mai fi membri a Consiliului Europei, dar eu cred că nu putem să nu fim membri a Consiliului Europei, că noi suntem din 95 acolo, orice abuz la capitolul dat va fi contestat la CEDO și acolo curg dosarele care, zicem, cu acest... Evident că asta e următoarea etapă de cenzurare. Da, iată, ei au creat agenția asta, cum o cheam, Patriot, noi zicem, da? Unde e fosta ministru de interne, care eu numi peste doi, saltați ieri, da? Că ea e un nume, da? 20 de milioane e bugetul lor pe stat. O trecut jumătate de an, practic. Ea deja 10 milioane, ea, mă iertați, mâncat. Dar activează comisia asta, agenția asta? Ei creat agenția dată, au buget 20 milioane, eu nu știu cât au cheltuit, dar dacă să împărțim uniform pe ea, ar fi 10 milioane. Dar ei ce fac? Probabil că au solicitat să le dea pârghii, măcar să facă fum în societate, în mediul public, ca să, uite, că ei se ocupă cu dezinformare. Dar, în general, la orice modificare trebuie să ne uităm totuși așa calm, să ne uităm ce prevede și dacă este o lacună, într-adevăr, dacă a ieșit unul și a zis, a făcut o dezinformare care, în urma declarației lui, de exemplu, a omorât oameni sau s-a întâmplat ceva și a demonstrat că asta e la indicația unui stat străin, eu cred că asta nu e departe de învinuiri de acest gen. Dar mă tem că până când ei sunt primii clienți la asemenea articole. Eu nu cred că eu o să poată promova proiectul respectiv, pentru că este deja și reacția, iarăși, îmi pare că la Amnesty International este și la asta, nu? Și foarte dur. Înțelegi, ei debitează ideoțenii, dar până la urmă nu mai trec toate, știți cum.
Știrea de astăzi, cum ați văzut-o dumneavoastră cu un fost șef al statului major al Armatei Naționale, al fi livrat informații serviciilor secrete din Rusia, scriu publicații care se cheamă The Insider, care ar fi intrat în posesia corespondenței pe Telegram acestuia cu o persoană din GRU. Președinția a reacționat în secunda 2 și a zis că îi retrage toate distincțiile. El a fost numit șef al statului major în vremea președintelui Dodon, dar pentru corectitudine, în cadrul ședinței de guvern în frunte cu doamna Maia Sandu. Dacă e adevărat și e veridic, e grav. Deci dacă un conducător, el e conducător armatei în linii mari, așa ca să ne uităm, se ocupă cu așa ceva, asta e trădare și într-adevăr trebuie să urmeze toate. Toate consecințele să le... Sper că instituțiile, abilitatele statului se ocupe de acest gen. Numai că eu cred că nimeni nu suntem naivi să înțelegem de ce anume astăzi, la ora 11, a ieșit informația dată, când capătă amploare scandalul cu ăștia doi de la Mai, săltați ieri de Interpol, da? Evident că asta e... Pentru că informația respectivă este mai de mult, deja scriu oamenii că video acelea sunt de mult la SIS, de mult sluate, deci ei pur și simplu trebuie să stângă focul ăsta cu Interpolul, că acela e foarte, foarte grav ce aici cu Interpol. Iar faptul că a fost... El tot timpul se numește de președinte și la recomandarea sau aprobarea în guvern. Da. În iulie 2019, când doamna Sandu era în coaliție și era prim-ministru și fără opinia guvernului nu putea fi numit o asemenea persoană, vorbește probabil despre, eu știu, faptul că nu a fost bine verificat. Eu nu aș vrea aici să dau pietrele în grădina ei, cum se spune, că avea 2 săptămâni de când e în guvern și tot așa mai departe. Atunci ei numeau oameni așa pe înțelegere, știți cum se face? Pe algoritmi, cum se zice, da? Ăsta e meu, înseamnă că nu mă interesează, ăsta e tău, nu mă interesează și tot așa mai departe. Aici, cel mai bine, instituțiile, abilitatele statului să investigheze, într-adevăr, dacă corespund aceste alegații realității și pocnit, mă iertați, nu pocnit, că nu trebuie să-mi permit, dar pedepsit, așa cum prevede legea, cu toată, cum zicem, tot ce prevede un asemenea caz de... Chiar e trădare, sigur că e trădare. Așa, iată în ce ușor ajungem la lege și la referendum, dar până atunci a venit un comunicat de presă ieri de la Comisia Electorală Centrală, care sună cam așa, eu cu cifrele astea niciodată nu le-am înțeles, divizul estimativ de cheltuieli propus pentru organizarea și desfășurarea referendumului național constituțional este de 37.566,65 lei. Asta cât înseamnă? 37 de milioane sau 3 milioane 700? 37. Aha, 37. Pentru votul prin corespondență înseamnă că 19 milioane. Amintim că bugetul pentru alegeri, divizul estimat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor, a fost de 250 de milioane. Locale aveți în direct, da? Nu. Amintim că potrivit bugetului aprobat de CEC pentru 2024, devizul estimat pentru organizarea și desfășurarea alegerilor prezidențiale din acest an a fost de 250 de milioane și 840 de mii de lei. 841 de mii de lei. Așa, cifrele astea care au venit de la CEC, ele sunt mari, ele sunt normale, ele sunt așa salariile, pentru că mare parte știu că toți banii se duc la salarizarea celor implicați în cele două tururi, plus deja referendumul, buletinele de vot, nu vedeți nimic deosebit în asta. Sunt aici unele modificări față de precedentul ciclu electoral, clar că au crescut prețurile, au crescut salarizarea și tot așa mai departe, dar modificarea principală sau câteva importante sunt. În primul rând, noi, din 2022, de când PAS a modificat, a aprobat un nou cod electoral, avem funcționari electorali care primesc salariu permanent. Și eu înțeleg că salariul lor nu este inclus aici, că el e activitatea lui de bază, da, se ocupe cu asta. Că anterior, cum era? Era, de exemplu, mobilizat pe o lună sau două luni în campanie electorală și, respectiv, cheltuielile date erau bugetate pentru alegeri. Acum, probabil că ele sunt separat, merg la CEC separat, probabil. A doilea. Avem introducerea votului pe corespondență. Vedeți că alegerile costă 37, iar votul ăsta în plicuri e 19 milioane. Și dacă vedem la cât potențial
câți potențiale legături se referă votul prin corespondență, că doar nu-i toată lumea. Aia sunt două țări din Europa, din America de Nord și parcă sunt trei din Europa. Deci un contingent foarte limitat de potențiali alegători, ea cumva iese o treime din suma respectivă. Da? Deci mult vorbește asta. Clar că altă noutate este acest referendum, pentru că dacă faci alegerile doar pentru președinție, una, alta e pentru... Dacă faci cu referendumul, e alta. În linii mari, nu sunt sume impresionante, eu nu vreau să zic că ele se ieșite din comun, pentru că alegerile locale au fost cu mult mai, îmi pare că sunt cu mult mai scumpe, dar e adevărat că acolo sunt mai multe nivele, și Consiliu, și tot așa mai departe. Nu asta e elementul principal din alegerile respective. Din alegerile respective sunt alte elemente care trebuie să le discutăm. Le discutăm, da. Iată de exemplu. Deci, dumneavoastră, domnul Ion Chicu, candidați sau nu candidați la șefia statului? O să vă pot răspunde exact pe 22 iunie 2024. Adică, practic, în două săptămâni, noi avem planificată pentru acea zi ședința Consiliului Politic Național. Conform statutului Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, anume Consiliul Politic Național, decide, desemnează candidații pentru Parlament, în cazul alegerilor parlamentare, și pentru alegeri prezidențiale, în cazul respectiv. De ce eu să vă pot asumat să vă răspund, anume pe 22 iunie. Una pot să vă spun foarte asumat, că noi în februarie am avut biroul partidului, în care s-a decis că PDCM va avea candidat propriu la alegerile prezidențiale. Clar că biroul nu poate desemna, asta e competența Consiliului, dar una e clar din februarie, că PDCM va avea candidat propriu la alegeri. Pe care partidul îl va anunța pe 22 iunie. Pe care partidul va anunța pe 22 iunie. Și în acest caz, dumneavoastră, ce ați acceptat? Parcă nu greșesc, dar ați acceptat invitația jurnalistei doamna Natalia Morar pentru a vorbi cu mai mulți lideri politici, nu doar, despre, mai știți, poate găsim un candidat comun. Așa a fost anunțat, că ședința a fost exclusiv pentru a discuta de un candidat comun, dar când doamna Morari m-a invitat, eu i-am spus, noi decizia la acest capitol avem. Dar eu cred că noi putem să discutăm și alte subiecte legate de alegeri. Da? De exemplu, cum ar fi posibil să ne cooperăm în desemnarea observatorilor la secțiile de vot, inclusiv în diasporă, pentru că nu toate partidele au finanțarea care o are PAS, inclusiv de pe extern, dar ei au de pe extern, ca să poată, zicem, desemna observatori. Ce face, de exemplu, opoziția în cazul când se trezește peste 8 ore după ce se închid secțiile de vot în Republica Moldova, că de acolo care sunt, din SUA, de exemplu, și Canada, că acolo se închidă secțiile peste vreo 8 ore, în Los Angeles chiar și mai târziu. Te trezești cu faptul că acolo au votat 300.000 de moldoveni și toți exclusiv pentru Maia Sandu. Da? Iată ce faci în cazul de față. Și multe, multe altele care opoziția, în mod normal, trebuie să le discute. Eu la asta am fost, am participat la prima întrevedere și mai mult n-am mai fost, pentru că alte subiecte nu s-au discutat la prima și am mai înțeles eu câte ceva acolo după prima întrevedere. De aceea eu nu m-am dus să discut de candidatul unic, pentru că la noi este decizia partidului și eu nu vreau să deviez de la... Pentru că aud expresii partidului Chicu, partidul ăsta nu e la Chicu, cu tot respectul. E și alu Mărgineanu, și alu Nagăcevski, și alu Golovaci, și toți colegii care sunt acolo, și cu Jucar de la Glodieni, și cu Culescu de la Rezina. 3.000 de oameni. Eu vă explic de ce se spune partidul Chicu. Pentru că în anii 90 se spunea așa, deci, votăm cu coșul, sau votăm ceasul, sau votăm rândunica, sau albinuța. Și în tot fauna asta ați înscris și pe Chicu, da? Dar acum e mai complicat. Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Partidul Liberal Democrat din Moldova, Partidul... Restul din trei litere. Ați observat, sunt două partide din patru, da. Cuvinte, restul, tot din trei litere. Moldovenii mai mult de trei litere, așa cred politicienii. Șar, pas, cu ce mai este acolo, nu pot, înțelegi, să renunț. Noi am investit semnificații în denumire, al Dezvoltării și Consolidării. Vrem să unim societatea, vedem în ce măsură reușim. Așa, poate candidați dumneavoastră, poate altcineva candidează din partea formațiunii. Mai avem candidații anunțați, domnul Andrei Năstase, domnul Vladimir Fela, domnul Tudor Ulianovski, domnul Renato Usate, domnul Igor Dodon probabil, domnul Ceban a zis că nu se bagă de data asta. Cel puțin textul eu l-aș interpreta, dacă citim pe foaie, spunem pe foaie tot ce a scris Ceban, la moment, în august poate să fie alt moment, dar asta e altă istorie.
Eu, domnul premier, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, în contextul ăsta altceva, dumneavoastră înțelegeți că se va face tot posibilul, chiar și scad cerul pe pământ, dar doamna Maia Sandu va lua al doilea mandat. Orice ați face, și dumneavoastră, și toți ceilalți pe care i-am enumerat și eu, mai sus. Și ce facem? Mergem duminică aceea la Frigăroi, oricum, deja e câștigă și... Dar de unde aveți dumneavoastră așa percepții că ea câștigă? Iată, pe ce se bazează? Pe faptul că în fiecare seară auzăm la televizor că ea e regina și divină? Da. Pe faptul că nu ostenesc să vină oficiale occidentali? Da. Da? Dar uitați-vă în toate sondajele, inclusiv care le fac ai ei. Care e nivelul de anti-rating a doamnei este? De acord, e cea mai da? Haideți să ne uităm pe alți factori. Mergeți prin sate și discutați cu acei care au votat-o. Ce zic acum de dumneavoastră ei, da? Și tot așa mai departe. Eu deloc nu consider că e aleasă, cum se zice. Deloc nu consider. Și eu înțeleg că e artificial, cumva vreau să creez, să amplifice percepția asta, că vreți, nicio șansă. Înțelegi? Regina, înțeleg. Nu, haideți să fim serioși, nu câștigă ea așa pur și simplu asta. Dacă luptăm, sigur că dacă venim în fața oamenilor cu programe convingătoare, cu... dacă lăsăm mâinile în jos, sigur că ea să câștige, asta visează. Pentru că dacă ea era sigură că câștigă, n-avea să vină cu aberația asta de referendum, da? N-avea să vină cu modificările în codul electoral în fiecare zi. Ei doar știu că situația deloc nu e bună pentru ei. Că dacă ar fi bună, credeți-mă, n-are și să speculeze așa pe imaginea copilului. Dumnezeu s-a zis pe 1 iunie. Dedușca Lenin pe lângă dânsa ai atâtea imagini. Asaltul este psihologic asupra tinerilor în școli, cu dispozițiile astea la Ministerul Educației, că să facă politică în școală, dar referendumul, până la urmă, îi scrutin, adică e activitate politică. Da. Totalmente încalcă legislația Republicii Moldova și imită asemenea dispoziții. Credeți că ei nu știu că încalcă? Ei știu, dar nu siguri. Ei nu siguri pe ei, că dacă ar fi sigur, n-ar face lucrul ăsta. Ei doar știu că îi lovesc și Occidentul și tot așa mai departe pentru asta. Dar n-au încotro, ea e prinsă la colț. Și nu atât ea, cât ăștia din jurul ei. Înțelegeți? Dumneavoastră știți ce tragedie ar fi pentru gașca din jurul ei, al de Spânul, Recean și toți ăștia care fură milioane mu, dacă ea pierde alegerile? Știți ce s-ar întâmpla cu dânsii? Clar că ei trebuie să mizeze pe dânsa, să facă tot. De ce Recean îmblă și vinde asta în parte prin piețe, ca ziare, ca mertați, înțelegeți? De ce face lucrul ăsta? El înțelege ce se întâmplă dacă pierde doamna alegerile. Da? Dar oamenii trebuie să înțeleagă că Maia Sandu, fără gașa asta care am spus eu, tot nu-i nimeni, pentru că ea ce o să facă? Chiar dacă, Doamne ferește, câștigă legile prezidențiale, ce o să cânte următoarea jumătate de an? Să mă susțineți la parlamentare, că eu nu am instrumente. Țineți minte cum vorbea imediat după legile prezidențiale și înainte de parlament. Să mă susțineți că eu nu am instrumente. Acum iară, dar cine să susțină? Iară Spână, iară Grosu, iară restul. Înțelegeți cum? Maia Sandu e asta așa, e figură simbolică. Dar esența ei și apasul, iată toată treaba asta. De ce? Eu cred că oamenii văd lucrurile astea. Înțelegeți cum? Nu poți să minți mulți oameni mult timp, cum era expresia renumită. De ce nu disperăm și credeți-mă că nu câștig ea așa cum îi pare ei. Înțelegeți cum? De ce apel către oameni, nu disperați că minciuna are picioare curte, cum se zice, și nu poate să... Iar dacă nu credeți, întrebați oamenii ăștia de la Vulcănești, Chișinău, Căușeni, aceiași Fugicura, ce fac ei acum, după ce au rămas fără locul de muncă? Unde se duc ei? O să voteze ca diasporă sau în general n-a să voteze? Sunt realiști. Sau frica asta despre care am menționat. Încercați să vorbiți cu un medic, acum, despre în ce condiții trăiește el, da? Sau învățător, sau așa. Să vă spună ce de fericită. Dar diaspora, cum credeți că va vota de data asta? Eu sper foarte mult că diaspora va fi exact atât de activă sau poate și mai activă decât în anul 20 și 21. Pentru că sunt cetățenii Republicii Moldova și opinia fiecărui cetățean contează. Și mai mult sper că ei au făcut concluziile respective și înțeleg inclusiv care a fost aportul lor în acea victorie, să zic așa, democrației din 20-21. Eu îndemn să vină la vot. Da, se parcurgă astea sute de kilometri cum au făcut și câte o horă se poate de făcut, dar votul, să știți, să fie unul asumat. Și exact cum ați făcut atunci
în 20 și 21, sunând pe la rude și îndemnându-i să voteze, mai sunați și acum. Poate nu îndemnați, dar întrebați-i, dacă n-ați fost de mult în țară, ce opinie au ei despre situația din țară. Și întrebați dacă nu cumva, dacă se realizează scenariul domnului Gonța că Maia câștigă din înainte de alegeri, dacă cumva nu se alătură și ei diaspori. Și asta este. Dar pe bune, vă rog, toți cetățenii, să participăm că e țara noastră. Și faptul că nu credem că de votul nostru depinde sau nu depinde, nu e adevărat. Trebuie de mers și de votat. Dar ce apel aveți dumneavoastră pentru susținătorii pe care aveți cu privire la plebiscitul despre care vorbim toată emisiunea? Pentru că eu înțeleg, eu jos pălăria, asta e mișcare, e o capcană fantastică. Dacă domnul Ion Chicu, de exemplu, de azi, da? Dumneavoastră de-ți invitatul de azi, zice, eu voi vota împotriva, opa, șorist, putinist, băia, dușmanul poporului, trădare de patrie, eu voi vota pentru. A, ei, vezi că Maia Sandu e deșteaptă. Bun referendum. Putem, deci, referendum. Da? Și Maia Sandu pentru. Sugestia dumneavoastră, stac, să nu răspund la întrebare. Eu, chiar dacă nu o să răspund, asta numai de atât, ca să nu fiți penalizat de CEA, pentru că facem campanie electorală, pentru că referendumul e tot campanie electorală, tot trebuie să te înregistrezi în calitate de concurent și dacă eu aș zice am o pro sau contra, imediat încălcăm. Asta numai pasul poate să facă agitație peste tot acum, prin școli, cu pro-referendum, cu Europa, că ei, da, ei sunt în afara, cum să zice, spațiului public. Dar dacă serios, evident, acest referendum a fost inițiat pentru ca să-i aducă avantaje electorale doamnei Sandu, pentru că, după cum am spus, ea nu se simte deloc sigură pe ea. Și dacă era la conceptul inițial că este un referendum consultativ, adică întreabă societatea, oameni buni, suntem pentru sau contra intrării Uniunii Europeană, asta era una. Și noi din start ne-am pronunțat că susținem. Da? Nu geaba însemnat și pactul celălalt, care exact așa am fost lovit și dintr-o parte și din alta. Deci susținem ideea pentru că nu este alternativă. Dar ulterior acest concept a evoluat și a evoluat foarte, foarte, foarte urât, să zic așa. Pentru că dacă citiți acum întrebarea de la referendum și ce au votat ei în Parlament și au obținut avizul pozitiv la Curtea Constituțională, acolo scrie așa: susțineți modificările Constituției în vederea integrării Republicii Moldova în UE? Deci ei nu te mai întreabă dacă tu e, direct, dacă ești pentru integrare sau asta, dar noi, prin referendum, modificăm Constituția. Asta e. Și modificarea în ce constă? Nu pur și simplu că e scris în preambul, că noi suntem pro-europeni, dar modificarea principală e acel titlu 5 prim din Constituție, cu două sau trei articole, îmi pare că două articole, care le includ ei în Constituție. Unul din care este foarte grav. Acolo scrie așa: deciziile, acordurile de constituire a UE sau de revizuire a UE se aprobă în Republica Moldova prin lege organică. Adică prin vot majoritar simplu, adică nu prin două treimi. Deci tot ce ține de Uniunea Europeană, poate și ulterior o decizie că ei să intre în NATO cu toții sau să fie condiții obligatorii să fie în NATO sau tratatul de la Varșovia, nu are importanță. Da? Deci asta se poate aproba în Republica Moldova cu majoritatea simplă parlamentară. Deci ei transformă Constituția practic pe subiecte de astea foarte importante, cum ar fi neutralitate, o transformă în lege organică. Iată, se strânge o gașcă de asta de 50 plus 1 și ei decid. Eu nu mai vorbesc de faptul că rezultatul pozitiv al acestui referendum poate fi asigurat doar de 17% din populație. Pentru că plafonul pentru validare este 33% și dacă 50 plus 1, adică 17% din 33 votează pro, înseamnă că ei au decis, de exemplu, renunțarea la neutralitate sau altceva de genul ăsta. Deci, în linii mari, ei au pornit-o foarte frumos, așa, atrăgător, dar până la urmă fac ceea ce vor ei. Ca toate deciziile care țin de evoluția țării mai departe să fie aprobată de o majoritate simplă, ceea ce dă peste cap orice concept constituțional. Deci, practic, conceptul de două treimi pentru modificarea Constituției, el anulează. Eu spun astea nu de atâta ca să fac agitații pentru sau contra acestui referendum, dar ca oamenii să înțeleagă în ce constă toată treaba asta cu modificarea. Că dacă ar fi doar suntem pentru sau suntem contra, răspunsul e clar, pentru, da. Dar se modifică Constituția astfel încât votul poporului, opinia poporului, să fie desconsiderată.
Eu, de exemplu, nu pot susține asemenea modificare, pentru că cu aceeași ușurință, după Maia Sandu o să vină altul și care o să facă din acordurile de constituire a UE praf tot cu 50 plus 1. Și vă spun că... Și noi cât asamblăm așa dintr-o parte în alta? Mâine ne ducem Belarus, Rusia, apoi mâine ne ducem UE, pe urmă se schimbă și ne ducem în altă parte. Noi suntem stat sau suntem o grupare? SRL suntem. Haideți să fim realiști. Dar eu nu fac acum agitație nici pro, nici contra referendum. Eu știu că oamenii în Republica Moldova înțeleg foarte bine lucrurile. Se vor, cum zicem noi, dumeri singuri, dar eu, ca reprezentant al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, voi avea mandat să expun poziția partidului tot după Consiliul Politic Național din 22 iunie. Că asta e tot subiect pe care trebuie să am o decizie asumată a partidului. Deci eu nu fac nicio agitație, nici pro, nici contra, dar eu vă spun că modul cum ei au scos la referendum întrebarea despre modificarea Constituției comportă mari riscuri pentru țară pe viitor. Și el deloc nu ține de Uniunea Europeană. Ține de dorința Maiei Sandu de a fi aleasă rapid, fără întrebări. Lucru care, bineînțeles, nu prea place. Continuăm, dar peste câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul premier, eu am mai discutat și cu alții invitați subiectul referendumului. Eu prima dată am observat, am auzit, de fapt, despre ceea ce a spus dumneavoastră. Până acum toți erau votați pentru UE sau nu sunteți cam pentru UE? Ceea ce ați trimis dumneavoastră? Ca să nu fiu, eu știu, să nu fie interpretate cuvintele mele, eu citesc exact cum va suna întrebarea și așa e dat aviz pozitiv de la Curtea Constituțională. Susțineți modificarea Constituției în vederea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Asta e întrebarea. Iar mai departe este proiectul. Și în proiect v-am spus cum e scris. Este scris că deciziile pentru acordul, tratatele constitutive se aprobă prin lege organică, adică 50 plus 1. Deci asta e scris în... Și apropo, nu specifică. Sunteți, susțineți modificarea Constituției, nici nu specifică Constituția cui, poate a Mozambicului sau ceva de genul ăsta, asta nu-i scris. De principial? Eu cred că da. Asta tot și act juridic, asta nu e o scrisoare anonimă. Iată, titlul 5, articolul 140, liniatul 1, aderarea Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, precum și la actele de revizuire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, se stabilește de Parlament prin lege organică, adică prin votul majorității. Ok, vine alt partid și spune că noi părăsim și stopăm tot procesul de aderare la Uniunea Europeană, anulăm toate tratatele. Cine este pentru? Și 51 ridică mâna și gata? Poți fi asta sau poți fi o inițiativă de la Uniunea Europeană, cum am spus, de exemplu, aderarea la nu știu ce bloc acolo, sau, de exemplu, este obligatoriu să scoți mamă și tată din familie și copii să nasc până la 18 ani să fie cu X sau cu Y, altfel să nu-i asta, da? Și asta este document care, cu majoritatea în Parlamentul Republicii Moldova, se poate aproba, da? Nu te întreabă nimeni. Clar care e. Dar ar fi bine, într-adevăr, poate, juriști ăștia, constituționaliști, pentru că am văzut opinia chiar la juriști, îmi pare că domnul Arsenie era, care a spus foarte clar ce este, domnul Tănase, îmi pare, s-a expus, sau nu mi-amintesc eu bine, dar s-a expus ce înseamnă referendumul ăsta, în ce măsură el e necesar și tot așa. Așa, hai povestiți-ne și nouă ce a fost cu pactul ăla pentru Europa, pentru că n-a fost chiar așa cum s-a anunțat și se pare că e exact așa acest referendum, din câte citim. Și haideți filmul ăsta, că am văzut multe istorie. În săptămână ce am reușit să ies din, zicem, din subordinea lui Putin și imediat am trecut sub ordinea Maiei Sandu timp de o săptămână, de la Natalia Murar la PAC. Vă amintiți, a fost creat blocul ăsta, patru partide împreună, se numește el, chipurile. Da, deci... M-a telefonat la început de aprilie domnul Dinu Plângău, unul din conducătorii acestui, unui din partide, și mi-a propus să susținem o declarație gen Snagov, care a mai fost propusă și de alți politicieni, inclusiv Ceban, inclusiv noi, prin aprilie 22, tot am noi cu asemenea
să susținem această inițiativă. Zic, cu plăcere, nu mă dați în proiectul să-l văd, ce scrie în declarație aceea și chiar imediat mi-a dat. Eu am avut mai multe obiecții, inclusiv acolo denumirea, de exemplu, Moldova, era scris pactul pentru Europa, am zis, hai să facem pactul pentru Republica Moldova în Europa, sau ceva de genul ăsta, și mai erau ceva de... Dar n-am insistat. Am spus că e principal pentru noi să scoateți ceea ce e scris de NATO, garanții euroatlantice și tot așa mai departe. Deci asta a fost o cerere expresă și o condiție absolută, da? Uh-huh. Pentru că altfel, dacă semnezi acest pact, asta înseamnă că îți iei angajamentul să duci țara nu doar în Uniunea Europeană, dar direct și în NATO. Lucru care noi nu putem să-l acceptăm, pentru că inclusiv în programul PDCM e scris partidul optează pentru degradarea Uniunii Europeană și strict pentru neutralitate. Deci a trebuit să respect programul. Domnul Plângău a spus că am primit proiectul, mulțumesc, și au dispărut. Vreo lună, nu, n-am auzit nimic de ei. Pe urmă, am înțeles că eu am mai discutat și cu alte partide, cineva a acceptat, cineva a modificat și am fost contactați dacă mi-a remis deja versiunea textului să mai vedem o dată. Am văzut că au scos ceea ce am rugat noi și am zis că suntem gata să semnăm. Asta s-a întâmplat. Vineri, înainte de data de 26, am aflat că sunt 13 partide care vor semneze, am văzut că este pas și acolo. Și dacă cineva crede că eu dacă văd pas, că vine undeva la un eveniment sau la vreo conferință, trebuie să mă duc, scuzați, dar poate pasul asta și-a vrut să continui să monopolizeze treaba asta, dar să fie Maia Sandu, ea unica care... Da? Deci eu nici n-am plecat, nici nu. De ce colegul nostru, domnul Fadei Năgăcescu, a semnat pentru că ultima etapă de ajustare, de coordonare a documentului, a făcut-o dumnealui, îmi pare, cu domnul Gligor sau cu cineva de acolo, domnului comunică. S-a dus și a semnat actul și tot. Deci, într-adevăr, nu este un act juridic, pentru că ar fi ridicol să crezi că dacă câteva partide semnează o declarație, asta e act juridic. Dar este o declarație de intenție, adică care este dorința și... ce își asumă o formațiune sau alta. Exact așa cum au făcut acele partide din România. Când mai departe ies la alți extremiști, pentru că noi avem și pe parte și pe alta. Vă spun, în prima jumătate zilei, săptămânii, ăștia ne aruncau cu pietre în noi, unii și alții ne lăudau, când am trecut în partea aceea, sau când am semnat acest pact, s-a inversat lucrurile. Deci nu se schimbă nimic. Eu continui să... menționez, Maia Sandu nu apropie Republica Moldova de Uniunea Europeană pentru că a instituit cenzură, dictatură, avem foarte mari probleme la capitolul justiției, corupție, asta nu înseamnă Uniunea Europeană. Iar faptul că conjunctural unii funcționari din Uniunea Europeană o susțin, repet, rămâne doar conjunctural. Mulți din ei vor pleca și noi sperăm foarte mult că Uniunea Europeană, spațiul ăsta european, va redeveni un pol de atracție. Iar dacă nu va fi pol de atracție și nu va fi model de democrație și dezvoltare, noi nu o să ducem țara acolo, pentru că ar fi ridicol să crezi că să fii dogmatic și să mergem acolo. Avem pentru asta procesul de negocieri, acele 35 de capitole, trebuie să discutăm. Vedem cum evoluează lucrurile acolo, dar eu continui să cred că acolo e posibil să fie bine, în sensul respectării unor standarde și tot așa mai departe. Deci, nu este sensul ce discutat mult la capitolul dat. Urmăriți parcursul României, de exemplu, când au semnat acel pact de la Snagov, au semnat și PSD, care, cum zic ei, că sunt ultimii comuniști ai Europei, au semnat și PNL, care sunt dreapta și numai ce acolo. Ce oamenii au... Așa că le sugerez și la cei care, cum se zice, ne-au culcat sub Putin și la cei care ne-au culcat sub Maia Sandu să stea liniștiți că Republica Moldova oameni înțelepți și cu discernământ sunt mai mulți decât extremiști. Deci e... continuați așa. Dar ce privește aceste negocieri? Credeți că reușim ceva anul ăsta, măcar să stăm la aceeași masă? Se va face mult tam-tam, pentru că este o coincidență cu calendarul nostru electoral. Bineînțeles că doamna Sandu nu are ce arăta poporului decât progresele ei fantastice pe calea dimensiunii europene și o să
o să dorească să prezinte lansarea negocierilor ca un mare, eu știu, merit al ei și în pofida că alegerile atât europarlamentare o să fie în weekendul ăsta și o să dureze procedurile astea, că exact așa și acolo ca și la noi. După parlamentare durează negocieri, creieri de majorități, alegerea președintelui Consiliului European și tot ce mai este acolo, asta durează. Și asta o să intre în perioada estivală, în august, tot așa mai departe. Dar o să fie un funcționar acolo de la Uniunea Europeană care o dată în săptămână o să facă declarații când lansează negocierile. Dar propriu zis, negocierile vor fi lansate în mod serios, cred că după iulie 2025. Atunci când va fi clar ce cu Republica Moldova, dacă continuă ăștia cu, numai cu declarații și cu corupție și cu subminarea justiției, nu o să fie nicio negociere. Asta o să fie așa, cum e cu Turcia. Așa. Deci ei acum toate acțiunile respective au, exact ca și referendumul, au conotație electorală. Ca să o susțină pe Maia Sandu. Dar în rest, să fim serioși, sunt prea complicate negocierile. Cele, bineînțeles, eu vreau să sper că echipa de negociatori ai noștri se vor gândi la interesele țării. De exemplu, pe capitolul agricultură, politica agrară, cu subvenții, cu asta, mult ce ține de ecologie, mult ce ține de comerț și tot așa mai departe. Apropo, săptămâna trecută sau cealaltă, cred că cealaltă, doamna Gerasimov, care e vicepremier la noi, responsabil de integrare. Integrare, a făcut tot așa o invitație, a fost și reprezentantul nostru. Și din ceea ce a auzit colegul nostru acolo, oamenii așa plutesc în general. Ei cred că integrarea europeană asta e ceea ce vor să promoveze prin referendum. 50+1 și mai departe tot e bine. Deci nu se simte pregătire, nu se simte cunoașterea materiei nici pe un capitol și doar așa să bifeze că s-au consultat cu partidele politice. Nu are sos de izbând o asemenea abordare. Din păcate. Ați amintit dumneavoastră despre aceste alegeri pentru Parlamentul European, dar și dumneavoastră sunteți cetățean al Uniunii Europene. Mergeți la alegeri duminică sau vă abțineți? Eu o să vă spun care este poziția pe decemie. Noi avem mulți colegi, inclusiv care conduc primării, iată raioane, au cetățenie României și foarte mulți din ei au, de exemplu, parteneriate sau localități înfrățite cu România. Și la unul primarul e de la PNL, unul e de la PSD și aici e mai clar, că merg pe o listă comună, da? Deci, poziția partidului este că fiecare dintre ai noștri îi susțin pe cei care doresc acolo. Dacă au, de exemplu, cu primari din alte partide, USR sau asta, poziția mea e foarte reticentă. Sorosiști noi nu susținem, da? Dar lista asta comună PSD-PNL, colegii o susțină. Eu nu știu dacă o să reușesc să merg duminică să votez pentru parlamentare, pentru că totuși e o mare semn de întrebare cu lista asta comună, pentru că eu nu pot, de exemplu, susține un lucru care le-a făcut PNL-ul, dar într-o perioadă oarecare. De ce? Așa. Poate pentru verzi ne-am duce și un semnal. Vom vedea. Așa, și la final, bun, trebuia să încheie mai bine cu asta, dar procesul ăsta de judecat cu domnul Igor Grosu mai continuă? Sau? Știți, eu deja am mai multe cu ei, l-am cu domnul Recean, cu atunci când a amenințat judecătorii și în prima instanță la Ciocana un magistrat renumit care face tot ce le spune nu ne-a dat câștig de cauză și mergem la apel, dar cu domnul Grosu știți care e istoria asta, cu declarații de astea irresponsabile și când l-am acționat în judecată, el nu vine. Până la urmă mi-a venit în cap să trimite reprezentantul Parlamentului, da? Adică el nu vrea să angajeze un avocat, să-i plătească, eu am atacat nu președintele Parlamentului, dar pe Grosu, că ăsta spune inepție la televiziuni, da? Și a trimis reprezentantul Parlamentului, acum în mai a fost ședința la 28 mai și nu l-a primit judecătură pentru că trebuie să vină reprezentat. Și deja e pe septembrie, nu știu când, dar nu-l scăp, nu-l las pentru că să face așa declarații învinuiri, să creadă că le face la obieții în pas acolo cu gașca lui, asta e grav. Clar. Domn premier, eu vă mulțumesc tare frumos pentru faptul că ați fost la noi emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Vă mulțumesc și eu, seară frumoasă, sănătate tuturor. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.